Universul lui Salvador Dalí a ajuns la București într-o expoziție spectacol. Obiecte de mari dimensiuni, sculpturi, gravuri, miniaturi din aur sau bijuterii, concret peste 170 de opere dintr-o colecție privată. Și atenție, ele pot fi admirate începând de mâine la Hanul Gabrovenilor. Expoziția estimată la 30 de milioane de euro cuprinde sculpturi, grafică, gravuri, litografii, miniaturi din aur, mobilier suprarealist, dar și bijuterii prețioase lucrate de renumitul artist spaniol Salvador Dalí. Lucrăm de 4 luni de zile, dar ca să reușim să aducem expoziția, tot ce înseamnă partea de preproducție, am lucrat de aproape un an de zile. Lucrările fac parte dintr-o colecție privată ce a fost expusă pe întreg mapamondul. Sunt foarte multe lucruri de văzut. Mie îmi place tare mult cum este prezentată tema legată cu vreme. E o expoziție bogată, mai bogată decât mă așteptam, recunosc. Sigur că tentația este ca multe din obiectele pe care le vedem să le clasăm așa într-o zonă comercială, foarte edulcorată, însă Dalí e Dalí. Bucureștiul demonstrează că are o forță creatoare și că poate aduce proiecte de mari dimensiuni și că poate mobiliza, de fapt, o serie întreagă de actori culturali care să aducă la București ceea ce poate și merită capitala, să ofere publicului larg evenimente și proiecte de mare, mare dimensiune. Expoziția Universului Salvador Dalí este organizată de Primăria Capitalei prin ARCUB, Centrul Cultural al Municipiului București, în parteneriat cu Hadran Events.